Soarele este galben, da, sau roșu sau alb, dar de fapt el este verde. Salut, mă, șacalilor, ce faceți? Bă, după 3 luni, bă, o venire aici, după 3 luni, mă, m-a închelit în cap, a făcut cheliuță, mă, pentru reacțiune, îți vă arăt că acum 4 ani, bă. Bă, nu vă zic decât atât, la cealaltă reacție a făcut 160.000 de like-uri, hai să facem și la asta 100.000, bă, să avem cele mai bombă reacții din România, bă, vă rog eu, bă. Bă, vă știți bine, bă, că aici o să fie veșnic, bă, locul de reacții întotdeauna aici, bă, aici, pe locul ăsta, bă. Bă, mi-a părut la un dat băiatul ăsta și m-am uitat vreo 30 de secunde, vere, și am zis că nu se poate. Deci astăzi ne uităm la Alexandru Pârgaru și călătoria lui spirituală. Și dacă nu știi cine este Alexandru Pârgaru, el este Alexandru Pârgaru, adică sigur l-ați văzut undeva. El bossul de aici frumos pe fullscreen și avem de vorbit cu cineva ca să începem reacția. Doamne, dă și mie, doamne, căștirea, să facem reacțiune! Ajutor! Ajutor, m-am dus! Senes! Senes! Ajutor! Ajută-mă! Ajută-mă! Cine e șeful tău? Ajută-mă! Bă, ești pe faunul! N-ai cum să mai ridici? Păi și reacția... O fac eu! Filmează tu acolo! Ce-am făcut? Gata, hai că le punem aici frumos în urechi, așa, corespunzător, și dăm play! Acum chiar începem, gata, cum ar veni, eu trebuie să stau așa, știi, că dacă stau altfel, îmi ies căștile din urechi, știi, că nu mi-ajung destul de la calculator. Calitate de 1 milion de abonați, cum de altfel. Gata, hai! Ia! Bună seara, stimați telespectatori. Ce faci acum o dată? Bună seara, stimați telespectatori. What the fuck? Să codau pe asta ajuns verea, spun cura. Pentru că am un invitat. Nu mă așteptam, mă, nu mă așteptam la vocea lui. Mie, bă, să vezi pe unul atâta, știi? Și când dă să vorbească... Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Snic și astăzi o să facem o reacție. Na. Atâta se poate. La asta nu mă așteptam, dar hai să ascultăm, că e interesant. Atunci când l-am văzut așa prima dată pe micile ecrane, se întâmpla cu foarte mulți ani. Nu pot să le-am serios. Și a pe micile fost persoana care mi-a inspirat cel mai puternic sentimentul de ceva. Cel mai puternic sentiment de ceva. Era un copil la acea vreme, cred că avea în jur de 11 ani. Ok, el e Alexandru, i-a făcut introducerea. Hai, Alexandru, hola, Alexandru. Voi acum stau să mă gândesc, voi vă dați seama la câți Alexandru am reacționat eu? Bă, de ce pe toți copiii cheamă Alexandru? Bă, și devin faimoși. E o memă, e ceva. Ia. Ce întâlnire cu Oreste. Așa, și aici vine domnul Alexandru. Ia, să-l ascultăm. Ia, ce? Pot spune un lucru foarte important pentru mine. Nu râd, nu spirit, râd. Ca suflet, ca Bălă, nu râd, nu râd. Ca om, nu râd. Ca ființă omenească. Îmi place vocea. O experiență foarte O experiență frumoasă, foarte o experiență frumos. Deosebită. Deosebită. În care Tatăl Ceresc Aoleu mi-a oferit posibilitatea. E ok, stop. Ok, deci băiatul ăsta cred că are undeva între 12 și 45 de ani. Deci așa cred eu. L-am văzut și eu pe TikTok pentru prima oară și am văzut, bă, omul e ceva cu divinitate, știi? Adică omul cred că e foarte, știi? Dar noi nu râdem de cine e el. Noi râdem de chestia asta, știi? De meme asta, știi? Că se mai uită așa, asta e și eu am un ochi. Că se fac mișto de mine, gen aia e. Zicea cineva la un moment dat că se uită cu un ochi la... cu un ochi la prezentator și cu unul la camera. Vai, Sfântă Cruce și Treime și Sfântul Dumnezeu, ia, hai, mai dăm un pic. Nu există doar ia, nu mai creația există divină. Ok, nu la fel doar cum Tatăl Ceresc are creația lui. Ok, la eu nu mă pricep la asta. Are partea lui de... Deci poate chiar are ceva interesant, deci ar trebui să-l ascultăm. De creație, deci gata. Așa. Care se numește creația gandanică. Creația gandanică. Sau întunecată. Și această... Bă, leu, bă, dar mă... așa ciudat, bă. Poate fi deosebită de cea divină. Da. În următorul fel. Ia să vedem. De exemplu... Ok, un exemplu. Musca. Asta e partea cu musca. Este un element care nu aduce nicio atribută pozitivă nimănui. Spre deosebire de albina care vine. Să băgați și ăsta. Polenizează florile, produce miere, produce propolis, lăpișor de mată, etc. În creația divină există mosca
care, spre deosebire de albină, care polenizează lăptișori de matcă, nu aduce niciun rău benefic nimănui. Bă, dacă n-am râs la... Ia. Etc. Da. În momentul în care albina... pardon. Mă scuzați, musca se așează, depune, face numai împrăștiere, numai dezastru face. Numai dezastru! Bacterii peste tot, n-are rost să continui lista. Tot ceea ce nu construiești... Bă, la ce mă uimă? Nu. E o discuție divină, bă, nu merge, bă, nu merge. Câți ani ai? Între 9 și 42. Nu vă uitați în ochii lui, vă duce în direcții tridimensionale. Bă, Frodo, ți-a luat inelul mințile. Nu vă mai drogați. Am intrat să ascult Omul Muscă, dar am rămas pentru vocea prezentatorului. Băi, un videoclip de 46 de minute, bă, voi vă dați seama, bă, 46 de minute să ascultați asta? Adică, bă, poți să ai și 7 ani să te uiți la mine, poți să ai și 25, suntem la fel de confuzi, adică nici eu nu știu ce se întâmplă. Eu am făcut chestia asta că e băiatul între 9 și 42 de ani care a ajuns prezentator, bă. Hai, nu știu, să dăm random la minutul 20 să vedem ce se întâmplă. Așa, random, out of nowhere, să ne dăm seama. Ia. Primordiali sau spirite primordiale masculine. Asta este în Opal, în cerul 10. Dimensiunea 10. Opal sau cetatea divină. What? Sfânta trăire. Ce? Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Și... în poezie spune așa: nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piele. Nu dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. M-am pierdut. Aparent mai există o emisiune la care a fost invitat și vrem să o ascultăm și pe aceasta, nu-i așa, prieteni? Ideea e că vă rog pentru mine, de dragul reacției, să fim foarte atenți. Adică să încercăm să ne punem, să fim acolo, bă, în platou, în studioul 6TV6 sau 6TV.ro. Acolo trebuie să fim. Haideți, vă rog, să ne imaginăm, să ne punem, frate, să fim acolo, da? Hai să încercăm, uite, îmi pun și eu astea și încerc să fiu foarte atent, bă, m-am jurat pe... Gata, m-am jurat, stop, gata. Hai să vedem. Eu sunt un om. Un om. La fel ca voi toți. Ok. Un om care scrie. Nu. Dacă îmi permite să întrerup pe Alexandru și nu mai întrerup, m-a pierdut la un om care scrie, eu n-am mai... Sau voi, eu, de ceva timp nu. Acum că am făcut această paranteză, o să las pe Alexandru să continue. V-am dar să amintesc că nu suntem toți oameni care scriem. Un om care scrie. Cu litere de lumină. Wow. Căci nu scriu eu, ci scrie Tatăl prin mine. Un om care trăiește. Wow. Și trăiește spre a iubi. Wow. Trăiește spre a exista. Am muțit asta. În adevăr. Spre a exista în lumină. Wow. Și exist în lumină, în adevăr și în iubire. Bă, leu, bă, dar nu vreau. Spre a fi alături de voi toți. Am intrat și eu în transă, bă. Vreau să... Aoleu. Să recit o poezie. Bă, leu, bă, băieți, bă, să mor. Bă, dar oare chiar... Intitulat... Acum, rugăciunea zilei. Hai, taci un pic. Vreau să întrerup cu ceva. Oare el chiar simte? Adică, gen, când Dumnezeu se pune în tine, încep să vorbești așa? Mă gândesc că poate și eu îl am pe Dumnezeu în mine. Căci nu eu filmez, ci el. Ba, acum facem o caterincă, bă, deci nu intrăm nici în subiectul religie, nici cu asta, deci nu pe bună. Asta e doar o caterincă, mai v-am zis, facem, noi nu râdem de oameni, bă, aici noi râdem de ce se întâmplă, cât se mai întâmplă, orice om are o acțiune cringe în viață, știți, un moment, noi de chestia asta cringe râdem, știi cum ar veni, că e prea, bă, e prea așa, bă, e prea. What the fuck, memoare, chiar fiți cineva la 6TV.ro, bă, fără caterincă. Și a iubirii, și a toate. Dacă-mi permiteți. Oh, wow! Scuzați pentru întrerupere. Oh. 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 6 dau 7. 4 plus 3, 7. Plus 2 plus 1
3, 10, da, ne suntem la 10 acum, da, deci la 10, țineți minte. Este 7. Exact. Plus 2 de la 2016. Plus 2, 12. Este 9. 10 plus 1. Plus încă 6. Este 16. Iar 1 plus 6. Am ucitat! 7 zile în săptămâni. Și ajunge. Anotimpul? Acest anotimp minunat primăvara este anotimpul. O muțit ăștia! O muțit ăștia, bă! Acest cuvânt primăvara, parcă aud primăvara de Vivaldi. Parcă... Anotimpurile. Exact. Da, exact. Exact. O să fac o precizare telespectatorilor noștri. O să remarcați că Alexandru are un tic verbal, să-i spunem așa. Un tic verbal. Acela de a-și cere scuze. Este una dintre trăsăturile după care recunoașteți un înger întrupat. Entitățile înalte care vin să întrupează au această dorință de a nu deranja și de fiecare dată. De fiecare deci ăștia care, care vă învăța mamele voastre vă cereți scuze, este sânger divin, bă. Deci dacă o strigă acum pe mama și zic, mamă, știi că sânger divin, că îmi cer scuze, cred că pocnești, te sparge mama de râs, cade pe scaun, cu scaunul, ca mine, ești prost. Am zis, bă, râdem, glumim, dar cheliuță, poate ta pot, bă, poate din când m-am tuns să-s mai prost, bă, poate de asta, știi? Să lămurim și acest nu aspect casca. Multidimensional al universului. Deja cred că ne-am... Și să mai un pic din tiparul pe care noi asta, de oameni le-am prost, moștenit, de a ne raporta la un singur univers. Exact. Exact. În universul acesta infinit... Așa? Există... Foarte mulți sori, e puțin spus. Soarele acesta al nostru pe care îl vedem zi de zi, dar pe care, din păcate, de cele mai multe ori îl ignorăm. Este atât de important. Are dreptate, gen. Fără prin lumina lui. Ok. Încât nici nu ne putem imagina. Asta fără Catherine, că vitamina D3, da. Lumea da. Are impresia că soarele este galben sau roșu sau alb. Stai, bă! Dar de fapt el este verde. Este vibrația vieții. Este vibrația vieții. Fotosinteza. Legătura dintre plante. Mai sfântă, bă, m-am blocat, e mai poate s-a terminat. Deci dacă mă mai întrebați o dată la ce am reacționat, nu știu să vă spun. Adică la ce m-am uitat că de reacționat, cred că am rămas și eu un pic mut. Adică am intrat în transa aia, știi? Cu iubire fierbinte din pieptul și inima mea, eu chiar vă mulțumesc la toți trei. Sunteți divini și minunati. Sunteți extraordinari. Mulțumesc Tatălui că este prezent prin acești oameni. Plecăciuni. Spiritul lui Eminescu este din nou printre români, iar muzica domnului Iovu urmează calea prin lumină până la noi. Mulțumim. O să încerc să fac reacții mai des, vă promit, adică chiar încerc, dar după chestia asta trebuie să mă pensionez un pic, adică încă 3 luni trebuie să mai aștept. Adică la chestia e prea mult. Dacă oricum asta a fost reacția, dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat, bă, dar neapărat, bă, să donați acolo butonul ăla de like, bă, să n-am mai văzut trending-ul niciodată, oricum nu cred că o să-l mai văd vreodată, dar pentru mine așa, pentru voi. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț și eu chiar vă iubesc, poate mai facem o reacție. El bossul vă salută, beța pe mult, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat! Pa, pa!